în statele dezvoltate, această coplată nu are această denumire. Este plată directă. Dar și aici se datorează faptului că s-a implementat de mult, populația a fost obișnuită cu acest lucru, a înțeles că oricât de multe ar fi resursele alocate de la buget, prin asigurări de sănătate, prin asigurări private, cerința de servicii nu va fi niciodată acoperită. Întotdeauna va exista un deficit de fonduri pentru a acoperi toate aceste solicitări. Acest lucru se întâmplă și în România. Chiar dacă n-ar fi această perioadă de criză, chiar dacă nu fondurile din Fondul Unic al Asigurării Sociale de Sănătate ar fi suficiente, datorită faptului că avem un spor natural negativ, speranța de viață a populației crește. Înseamnă că procentul de oameni în vârstă este mai mare, la aceștia este frecvența cea mai mare de afecțiuni cronice și afecțiunile cronice sunt cele mai mari consumatoare de fonduri de sănătate și de servicii medicale. În această situație, numai sistemul asigurării sociale de sănătate nu va putea să acopere aceste cerințe.